Statisticile arată că mai mult de jumătate dintre deținuții eliberați după aplicarea recursului compensatoriu au fost condamnați pentru furt, tâlhărie, viol și omor. Îngrijorător este faptul că în medie peste 40% dintre ei recidivează. Deocamdată nu a fost eliberat niciun condamnat pentru fapte de corupție, însă pe masa comisiilor de eliberare condiționată se vor afla în următoarea perioadă peste 3.000 de dosare ale deținuților pe care noua lege îi favorizează. Numărul mare de eliberări le-a luat prin surprindere chiar și pe ministrul Justiției, un aprig susținător al recursului compensatoriu. În ziua în care legea a intrat în vigoare, pe porțile penitenciarelor din întreaga țară au ieșit 529 de deținuți. Cei mai mulți au fost închiși pentru furt calificat, în total 166. Pentru fiecare 30 de zile petrecute în spatele gratiilor în condiții improprii, li s-a redus 6 zile din pedeapsă. Nu vă dați seama ce acolo. Toader nu făcea nimic cu legile astea, era mâncați toți, ne duceam termen acasă la familiile noastre. Cât ai ieșit mai bine? Cu 4 luni. Mandat de 3 ani și 10 luni, am executat 3 ani și jumătate pentru furt calificat. Nu mi-e rușine să zic. Eu tot pentru furt calificat, 5 ani și 8 luni. Și cât ai făcut? 5 ani și 8 luni. Nu am știut nimic, eu așa m-am luat prin surprind. Eu zic, hai, că până la cabinet, o să când practic te liberez. Acum ai aflat? Da. Acum. Era să fac infart. Au mai fost eliberați 135 de tâlhari, 47 de violatori și 33 de criminali. Pentru infracțiunile înșelăciune și furt au fost eliberați câte 18 deținuți. Dimineața am aflat că mă liberez. Ești de dimineață până acum, cum a trecut timp? Foarte răzlearcă, tricou pe mine learcă. E learcă, tricou pe mine foarte, fiu learcă. Nu-mi vine să cred că sunt afară. Nu-mi vine să cred. Tremur picioarele, tremur. Pentru ce ai fost închis? Pentru furt. În libertate sunt acum și 12 traficanți și consumatori de droguri. Foarte bine m-am simțit, Doamne, uite, acum mi-a venit și mie ziua ca să mă eliberez. Pentru ce ai fost închis? Pentru trafic de droguri. Am fost. 5 ani jumate. Și mai aveam 5 luni termen, mai aveam 5 ani și o lună am făcut, executat. Între cei care se bucură acum de libertate sunt și 4 traficanți de minori, 3 proxeneți și 2 pedofili. De legea recursului compensatoriu nu s-a bucurat însă niciun corupt. Mai este însă timp. 3349 de deținuți așteaptă să fie eliberați în perioada următoare. Numărul mare de eliberări l-a luat prin surprindere chiar și pe unul dintre cei mai aprigi susținători ai legii. Comisiile vor fi destul de solicitate, pentru că nu-mi închipui ca vreun deținut să dobândească această vocație și să nu-și exercite acest drept. Cei mai mulți deținuți au fost eliberați de la Giurgiu, în total 80. Alți 55 au ieșit din penitenciarul Constanța Poarta Albă, 34 de la Tulcea și 30 de la Aiud. Îngrijorător este că în medie peste 40% dintre deținuții eliberați recidivează. Foarte puțini angajatori au încredere să le ofere o șansă. De multe ori, chiar familiile lor îi reneagă. Astfel că unii chiar se gândesc să comită infracțiuni pentru a intra din nou după gratii. Vasile Blaga a fost achitat în dosarul în care era acuzat de trafic de influență. Asta spune Tribunalul București, dar e o decizie care poate fi contestată. Detalii chiar acum de la Ionel Arcanu, în direct. Bun găsit! Bun găsit, și o decizie pe care cu siguranță Direcția Națională Anticorupție o va contesta. Deja am primit un răspuns în acest sens de la reprezentanții parchetului anticorupție. Vine în contextul în care Vasile Blaga este acuzat de Direcția Națională Anticorupție din Ploiești de acuzația de trafic de influență. Mai concret, spun anchetatorii că fostul lider liberal ar fi încasat 700.000 de euro mită de la o societate comercială pentru ca, în schimb, să favorizeze acea firmă în câștigarea a două contracte cu statul. Iată însă că în fața magistraților de la Tribunalul București această variantă a DNA nu a fost susținută și, prin urmare, o decizie finală o vor lua judecătorii de la Curtea de Apel București. La ultimul termen din proces ne amintim că procurorii anticorupție ceruseră închisoare pentru Vasile Blaga, dar și să-i fie confiscată această sumă de 700.000 de euro, în vreme ce fostul lider liberal își susținuse nevinovăția în fața instanței. În acest dosar aș mai puncta faptul că au fost audiați printre alții Emil Boc, Elena Udrea, dar și Adrian Videan.
Mergem mai departe. Cristi Borcea plânge după gratii. O spune nașul său, Gigi Becali, care a ieșit la atac la tifundiarul din Pipera. Acuză că Borcea este ținut pe nedrept în închisoare și numai credința l-ar ține în viață. Ca să-i ușureze suferința după gratii, a făcut cadou două cruci la care fostul dinamovist, tată la 7 copii, s-a rugat plângând. Închisoarea l-a răpus pe finul său, Cristian Borcea. A răbufnit Gigi Becali chiar în fața bisericii din Pipera, acolo unde se roagă în fiecare dimineață. Te distruge, te omoară, distruge sufletul, inima, ficații, tot îți ia. L-au nenorocit, l-au distrus. Becali își compătimește finul după ce instanța i-a respins cererea de eliberare condiționată. Așul a sărit să-l ajute așa cum a putut. I-am dat două cruci și a zis, alea le țin în putere, că dacă nu era mort, dacă nu aveam crucele alea, n-aș fi mi le-ai dat și le țin la gât și le pup în continuu și plâng și le pup cu lacrimi, alea mă țin în putere, altfel era mort, nu rezistam 4 ani, așa mi-a zis. La începutul săptămânii, instanța a hotărât că fostul acționar dinamovist rămâne după gratii. Deși, în fața magistraților, Cristian Borcea a venit cu argumente. A muncit din greu pentru libertate și are 7 copii de întreținut. Cristi Borcea mai are, teoretic, o șansă. Ar putea beneficia de legea recursului compensatoriu, adică poate cere reducerea pedepsei cu câte 6 zile pentru fiecare 30 de zile în care a stat închis în condiții proaste. Sute de deținuți au profitat deja de noua lege și au fost eliberați mai devreme, deși erau condamnați.